ascund lacrimi ține, strânge-n pumn dorul meu de tine. Te-a prins grăbit, rapid ars, când împreună înseamnă ieri, despărțiți încep azi. Dar tu ai văzut doar defecte în mine, nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine. Tu n-ai văzut când depărtezi o fată care vede perfectul în tine, o fată care se va pierde în mulțime. Și locul ei, acum îți spun, eu am găsit altcineva ca mine. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit altcineva ca mine. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Uite, degetul inelar liber, ochii după ochelari, plângi, dar sincer. Colțuri de străzi, prin cap mii de gânduri, oare e un defect că te-am citit printre rânduri? Dar tu îndepărtezi o fată care vede perfectul în tine, o fată care se va pierde în mulțime. Locul ei, acum îți spun. Idiotule, uite ce ai făcut! Ar trebui să mulțumești că nu te las să faci diabet. Ai putea măcar să-ți cer scuze. Să-mi cer scuze că m-ai făcut idiot? Să-ți cer scuze că nu te uiți pe unde mergi. Sunt niște prăjituri amărete. Cât au fost? 200? 300 de lei? N-am nevoie de bani de la tine. Hai că nu stau să mă rog de tine să-ți dau bani. Zic cât au fost. Data viitoare, uită-te pe unde mergi. Cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Alo, Irina? Ce faci? Unde ești? Ești acasă? Ei purtător de arme albe. Iartă-mă, a dat un idiot peste mine pe stradă și mi-a nenorocit prăjiturile pentru mama. Și hotare între noi, ce nu se deschid. Am văzut prea mult noi. Faci tu, te rog, ceva? Dar tu prezici. Te rog frumos, mobilizează-o și pe Iulia și faceți, nu știu, un tort de biscuiți sau ceva cu ce avem prin casă. Te rog, nu mai am niciun ban. Mulțumesc. Hai că mă urc acum în 3-3-1 și vin acasă, bine? Hai, te pup, pa! Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit altcineva ca mine. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Așa? Așa. Da. Și nesimțitul s-a gândit să-mi arunce în față niște bani. Și mi-a trecut prin cap, mă, să-și ceră scuze. E, așa-și cere el scuze cu bani. Da. Trebuia să iei. Cât îți dădea? Să accept mile de la el. Nu, mulțumesc. Mamă, și voi să-ți cumpere personal savarinele sau ce? Ca să nu mai vorbim de faptul că nu trebuia să cumpere savarine de la bun început. De ce? Savarine pentru mama. Tu nu știi ce înseamnă savarina? Nu ai auzit pe nimeni să zic mâncam ei savarina. Aoleu, se vede că ai stat cu capul în cărțile de medicină. Savarina înseamnă ulala. Mamă, cum arată tortul ăsta? Ia, ia uite. Picasso, direct. Ai, mă. Chiar îmi doream să arate cât de cât a tort. Mama merită un tort cu 7 etaje. Da.
mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și să aveți încă 25 la fel. Cel puțin. Și măcar la fel de frumoși. Dragul meu, Ștefan. Să știi că fără tine, familia asta n-ar fi existat. Și sunt recunoscător toată viața. Și eu îți mulțumesc, Ștefan, pentru că 25 de ani ai fost partenerul meu și bunul meu și dragul meu la bine. Și mai ales la rău. A ieșit. Aia a fost bună. Da. Nu mă dau jos de tine. Hai, veptare. Sunt ce ziceți? Ha? Uite, uite. Haide toți. Haide, haide. Uite. Ha, ha, veniți toți în coace, hai! Hei, cum mă dau jos de tine? Lasă, lasă! Haideți mai repede! Ia mă, vrei și hai, hai mă! Deci... Ia uite! Ia? Ia uite aici! Ia uite! Ia? Ia! Mamă, ce loc! Ce frumos! Da, mami, da! Dragă familie, iată casa! Visul lor noastră. Filmează-mă! E aici. Vine, vine. Nu vreau să mă gândesc că am 60 de ani. Mulțumesc, mulțumesc, cumnate, din tot sufletul. Asta a fost soarta noastră. Ce să facem? La mulți ani, Tania! Iubitele mamei! Oh, deșteapta mea, scumpă, e artista mea! Fetița mea! Ce pot spune toate porcăriile pe fețișoarele voastre frumoase? Ce ți-ai pus acolo? Nu e deloc amuzant! Te-ai spărat? Nu! Dragul meu, Ștefan, iată. Ce e asta? Acesta este un cadou pentru tine, pentru 25 de ani de viață. E un sejur la Biarritz. Biarritz! Biarritz, oh. Unde ne-am petrecut luna de miere. Nu cred, a uitat. Nu, n-a uitat. Doamne Dumnezeule, trezește-mi niște amintiri. Biarritz, acum 25 de ani. Era atât de frumoasă. Atât de frumoasă. Și nu mai e sau ce vrei să spui? Ia uite-l, mă, toată viața lui asta a făcut. S-a dat mare că știe să lege cuvintele mai bine decât... Hai să bem niște șampanie. Corect. Propun. Șampanie, da. Toată lumea. Da. Mama, la mulți ani, poftim. Și vă doresc din tot sufletul o viață la fel de fericită ca până acum. Mulțumesc. Să rămână. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Da? Deși nu i-ar trebui să mă ocup de asta. Eva, draga mea. Hmm? Un cadou pentru tine. Mersi. Un mic cadou. E bom. Te rog frumos. E... Dar ce e? Mersi. E o surpriză. Deschide să vedem. A... Adică... O brățară din rubine. E... În șirul ăsta de rubine am adunat tot focul dragostei mele care ne-a unit destinele. Yes. Bravo, Fane! Uite că și tu te pricepi la vorbe. Da. Da. Cât de bine mă cunoști, rubinele. Rubinele sunt pietrele mele prețioase, favorite. Și zilele astea, mâine, poate mergem la bijutier să-ți fac și un colier. Cercei nu-ți iau pentru că înseamnă despărțire și eu aș vrea să rămânem împreună până la sfârșitul lumii. Și încă o oră. Ea este casa... Ia, vă filmez, da? Ea este casa visurilor noastre și eu cu greu am obținut-o cu tot cu... Cu greu. Grădini.
grădină. Bă, stai, gând la tine, băi, la vinile, mă. Pe cum dracu ai ajuns tu avocat, mă, că nici pe gând nu știi să faci. Cu grădini, cu livadă, cu vie, cu piscină, cu chioșc, cu peanul din chioșc. De ce e la pean? Peanul e ăla care cânți la el cu coadă. Coadă? Așa. L-am făcut pe un parlamentar, dar i-am luat-o, înțelegi, care de fapt el a construit palatul ăsta, de? Aoleu! Tu ai furat asta de la un parlamentar? Cum să fur, măi, Narcisă? Băi, Narcisă, eu nu fac așa ceva. Dacă el a fost prost și nu știe să facă afaceri la fel de bine ca mine. Dacă ce, eu ce să-i fac? Da. Asta de aici, uite, asta e semnul că locul ăsta trebuie să fie al tău. Ăsta, Leu. Leu. Leu, care își apără familia, care și Balzon. Oh, Leu. Hai, Mionico, te rog, te rog, Mionico, să nu dai apă la șoareș, că... Nu, dar mă gândeam așa că, uite, oh, Doamne, ce săraci am fost noi tineri, cât de greu am dus-o și, uite, acum, asta e casa noastră. Asta e casa noastră. Palatul ăsta? Fă, am jurat să te fac o doamnă. Fă, uite, te-am făcut. Dacă o făceai când era mai tineri. Ia uite-o, ce curăre are și asta. Hai, hai. Mamă Gelo, unde te duci? Păi duc să văd și eu cum e lontru. Da, foarte frumos, da. Ce faci, mă, tată? Narcisa, oricât puțin respect, lasă-o pe asta, că asta nu... Hai, vă rog să poftiți în casa visurilor noastre. Hai. Mama, da. Mama prima, alo. Ladies și first, eu voi. După ea, da? Hai, hai, puțin respect. Hai. Cu dreptul. Hai, cu dreptul, ia, ia, hai. Alo, băi, băi. Alo. Șor, mă. Hai, ca greții la pușcărie. Hai, te-mă, ce aveți, bre, ce aveți, ce vă râdeți așa? Ce n-am voie să am și eu curiozitate? E, aoleu, ce dăscări. Cine mă ajută și pe mine? Hai. Cine? Fă-ți frumos! Hai. Nu, că n-ai nevoie să ori scările, că te-am repartit de la parter, bă, dumneata. Bravo, ai făcut în sfârșit o faptă bună. Hai! Hai să vă arăt. Aoleu, da. Ia uite. Bă, dar unde e? Ia uite, ia. Unde e? Ce-i bre, mamaie, unde e? Unde e, bre? Unde e răsăritul? Să știu și eu unde pun icoana asta și sarcia de la biserică, că azi e Sfânta Sfântă Florii, Doamne Dumnezeule. Ce dracu, bă? Să moară familia mea. Bă, dar cât acasă, bă. Ia. Și cât lux. Zici că e muzeu, ești nebun? Da, scara, să moară viața mea dacă am văzut așa ceva în viața mea! Gata, alo, că acum liniște! Vă vorbesc eu, vă vorbește... tatăl, soțul, unchiul, ce mai? Domnul vostru, stăpânul casei. Dragă... Acolo, te filmează acolo la sturcaturi și la picturi, da? Filmează, da? Dragă, liniște! Dragă Veoric! Lumina vieții mele, iubirea mea, la mulți ani, iubirea mea, aceasta este casa pe care eu să o fac cadou ție de ziua ta, este casa cuibușorul nostru de nebunii care ne vom petrece zilele și nopțile. Și o să ne mâncăm ficații unii la alții. Vrem mamă gelă, am răbdat odată, am răbdat odată. Dar lasă-mă, dracule, să mă bucur și eu de ziua asta, așa. Gata, iartă-mă. Dar uite, mă, ție așa în picere, femeie bătrână, să ascultă acelișa la discurse, parcă ești de la politică. Sau... Mă, dar dați-mă un jinț, mă, dați-mă un scaun, mă, să stea acolo. Mă lasă, dracu, în pace, să mă bucur și eu de ziua asta. Dragă Veoric, Ete, îți place Ete masă? Sculptură, dar artă fină. Iată scaune. Ia uite, ia. Ha? Încrustate cu bronz. Ha? Ce zici? Totul de lux. Ce zici? Cum ți se pare? Ha? Da, merge. Cum merge, fa? Păi cât m-am muncit eu să-l îmbobinez pe ăla, să-l fac, să-l aburez, să-l las și tu atâta zici? Că merge, atâta zici tu la cât am muncit eu, că merge în conopida mătic, merge, frumos, atâta merge. E frumos, da, rău de tot. E frumos, atâta, da. Merge și e frumos. Nu se poate. Ce ai? Leuțule. Ce ai, Veoric?
Nu se poate. Fă ce ai. Păi ție nu-ți place și tu m-am zis că îți place. Ba da, 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 îmi place, îmi place. Și atunci, atunci ce? Ce? Sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Stau cu curul pe Versace. Stau cu curul pe Versace, care nouă mult ne place. Numai pentru tine, iubirea mea. Numai pentru tine. Mm-mm-mm. Nu vreau, mi-e cald, mi-e cald. Tu vrei să răcești iar? Bate vântul. Cum ai tu grijă de mine? Cum mă protejezi tu mereu? 25 de ani. Când au trecut? Oare? Cred că îți vibrează telefonul. Da. Nu, poate e ceva urgent, știi? Bine, bine. Da? Bună, trebuie să ne vedem. Avem de vorbit. Nu, sunt prins acum. Noi avem o înțelegere, da? Acum chiar nu pot. E așa urgent? Da, e foarte urgent. Nu mai pot continua. Înțelege că e o situație fără scăpare pentru mine. Dragul meu, ce arde? Unde arde? Nu arde nimic, dragă. Nimic. Nu, dar trebuie să pleci. Nu acum, da? Nu, evident că nu putem să vorbim mai târziu. Alo? Nu, du-te dacă trebuie să pleci, dacă e urgent. Să moară Jeana, dar nu, eu mi-aleg primul cameră. Alo, alo! Nepoți, stați așa, stați așa, că totul e calculat. Pe camere, pe persoane, totul e calculat. Nu așa că ne, da? Atențiune, veniți cu mine, urcăm. După mine, înainte, marș, două, trei și... Hai, hai, hai sus, să vă arăt camerele. Sunt destule camere pentru toți. Mamă, e frumos aici. E așa... E atât de frumos și atât de prețios că nici nu-ți vine să te așezi. Dar stai, că e Versace. Aoleu! Am fost la bucătărie. A, cum e? Tu știi câte chestii sunt acolo? Dar așa complicate, sunt curioasă ce o să facă mama Angela, că ea nu să știe nici să dea drumul la aragaz. Ei, lasă, fă, lasă, că nu mor eu de foame. Și dacă mă supăr, uite, acum îmi pun un cort în bătătură, fac focul la pirostrii să vă fac dracu de căcat pe toți. Ce faci? Bine? Wow! Ia uite, îți plac? Sunt da, frumoase? Sunt foarte frumoase. Sunt pentru mama ta. De unde știi? De la ea, bineînțeles. Aha. Pentru tine, în schimb, am altceva. Ia uite. Taram! Taram! Dă-mi să-ți. Că l-ai luat, ne-am așteptat cu toții. Dar să iei prima pe țară rezidențiatul, pe bune, bravo! Mulțumesc! Te bucuri? Ba da! Doar că nu mă pricep să joc teatru, e specialitatea surorii. Adevărul e că m-a sunat proful azi dimineață și mi-a zis. Și era super dat pe spate. Ok. Ce bărbat nu e dat pe spate după domnișoara medic rezident? Ioana Popescu, nu? Bună. Ce faci? Am crezut că nu mai ajung. Nu am găsit nicio mașină. Ai ajuns la fix. Uite, tocmai s-a tăiat tortul. A! A! Mă, dar tactul o fi dat adresa de aici? Cui? Păi cui? Lusorul ta Brândușa. Prin GPS-ul ăla, a? De nu trebuia să fie deja aici? Odată cu noi? Nu trebuia? Păi de ce? N-are casa ei? Are casa ei, viața ei, nu? Lasă că o sun, ia stai puțin. Ia să vedem noi acum.
Da, mama. Ce face floarea mea cea mai frumoasă de la fântână? Bine, cu asta mică. Nu se simte prea bine azi, nu pot să o aduc. Da. Păi ai cu cine să o lași, nu? Da. Adică veniți, nu? Mai Brindușo, trebuie să veniți, mamă, pentru că e ziua noastră, sunt florile. E sărbătoare, ziua ta, ziua noastră. Ah. Și casa asta nouă, da. Ce casă, surmă? Vino dracu mai repede în coacă, e palat. Trebuie să vezi. Hai, David, da? Venim, venim. Mare puțină treabă și venim. Oh, că și bărbatul tu ăla... Ce ocupat e în zi de sărbătoare? Astăzi sunt florile. Ce dracu, Doamne, iartă-mă. Parcă e angajat la UE. Mama, gata, gata. Hai, mă duc puțin la asta mică, da? Pa. Bravo, te pupă, mama, bine, pa. Mă mănâncă zilele, fata asta. Dar nu înțeleg ce te faci. Nu e ea cea mai frumoasă floarea ta de la fântână? Dar nu-i nimeni? Ba da, sunt toți pe aici. Katia, chemă-i tu la masă, te rog. Da, bine? Imediat. Te rog. Noi suntem aici. Ia uite. Ei, bună, Lili, ce faci? Bine. Uite, mă deplasez mai greu decât mi-a luat carnetul. Vezi, unchiule, acum pe bune, nu poți să ajut cumva? Nu, chiar nu pot. Nu mai știu pe nimeni la rutieră, au ieșit la pensie. Asta e. Păi ce fel de procuror ești tu, mă? Hai, am glumit. De la sărac și cinstit. Da, da. Păi două, trei ieși, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai cu viață! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai e unul. Hai, Flă! La mulți ani! La mulți ani! Faceți mai cântați fără mine la mulți ani? Sarurile vin ultimele! Cum arăt? Ești superbă, mamă! Cam roșie. Doamne, voi vă dați seama că am prima premieră din viața mea. O să mă duc să apar pe covorul roșu, poate mă dau și la știri. Ce premieră, domnule? E mai importantă manifestarea aia decât ziua mamei tale? Hai, mai e și sărbătoare. Unchiule. Da, e Duminica Florilor. Cum să pui premieră în Duminica Florilor, ca păgânii? Hai, lasă-o în pace de când își dorește și ia un rol. Mult succes, draga mamă! Nu spune succes, nu! Nu! Baftă! Baftă, da! Baftă. Știe, domnule, ca să prinzi un rol trebuie să treci prin patul regizorului. Ei, și la Hollywood s-a întâmplat. Și tot în pace sunt să tac, să tac, să tac. Hai, pa! Păi n-ați auzit de mitul? Bă, ne poate, dar tu nu pui mâna, mă? Am treabă, bre. Ce treabă ai, mă, că așa te plăznesc peste gura aia, acum cade toată fasolea. Stai cu smartphone-ul la mână. Bre, trăiți-ar ție, am 25 de ani. Și ce, poți să ai și 100 și 120, ca mătagela, că tot nepotul meu ești și tot ce zic eu faci tu. Că bie mi te-a lăsat băta și tactul în grijă când s-a dus la domnul. Bre, mă lași cu vrăjelile astea? Păi când ai vorbit mata cu mămica și cu tăticul, când i-a murit pe autostrada soarelui într-un accident din cauza unui dobitoc? Păi am vorbit. Să știi că a zis și la televizor că e toxică la, îți face creierul muci, îți face la cap boala aia. Cum îi zice, mă, prostia, boala prostia, bre, unchiuletule, prostia! Nu mai aia modernă care a apărut prostia acum. Prostia cronică! Așa, autismă, boala aia la creier, îți face creierul. Alo, păi aia e la bebeluș, ce treabă are. Ia uite-mă cum întoarce vorba, mă, că zici că e măstange la mă, ai crescut. Bă, ca toate băile din mea. Bă, acum te plătesc, dar nu te vezi, mă. Ia treci și pune mâna. Treci și pune mâna. Bă, ia, mă. Mama? Am spus fără cadouri. Cred că vrei să te uiți. Mhm. Haide. Ai intrat la rezidenție. Da! Eram sigură. Prima pe țar. Da. Poate a mea, iubita mea, bravo, mulțumesc. Uite, pentru cadou ăsta minunat. Iubita mea, fetița mea. Prima din Pluton. Prima din Pluton. Doamne, Dumnezeu, bravo. Hai să te felicit și eu. Asta da meserie. Bine să ai un doctor în familie. Mulțumesc. Bravo. Pare rău că nu ieșim. Mă tu șapte aici. Te-ar fi bucurat să te vadă doctoriță. Poate că tu ai fi salvat-o. Hai, mă, tată. Lasă-l, că își ușurează sufletul.
Și eu mi-aduc aminte de sora mea în fiecare zi a vieții mele. Gata, gata, gata. Gata. Bravo, iubita. Știu că și asta ar fi bucurat să fie aici. Surpriză! Și pentru mine? Da. Da. Așa. Mulțumesc. Ce cărpa aia, domne? Mulțumesc, hey. Dar nu știu ce să zic. E total nepotrivită pentru o femeie serioasă ca maică, dar și profesoară pe deasupra. Cum să pună mizeria? Nu, e frumoasă, dar... Doamne, unde merg eu îmbrăcată în halul ăsta? Lasă că poate dacă ți-ai schimbat și tu stilul, ți-ai găsit și tu un iubit. Se ajunge de 5 ani când stai singură. Nu mai trebuie mie iubiți la 60 de ani. Ar fi și culme. Da? Bine, atunci, dacă e o portioșă. Nu. Și plus că sunt măritată încă cu taicul. Da, mare mariaj, un delicvent și un delapidator. Auzi, domne, să plece după pâine, să nu vină nici după 5 ani. Păi asta e, că și Godi l-o duc bine. Mersi, în timp ce pe oamenii buni. Ia Dumnezeu. Da. Ia uite, ia uite ce bunătate de carne, ia uite ce. Hai să pregătim asta. Adu-mi niște sare. Hai, Narciso. A, uite, o bunătate. Așa? Și adu-mi și niște piper. Auzi? Adu-mi și niște plante de-ale tale de aromatizare. Așa, așa. Păi da, Narciso sare, Narciso piper, Narciso aia, Narciso, treci la creatiță, nu? Bă, tu mă enervești într-o zi atât de sfântă ca asta? Dar chiar așa? Păi popa nici n-a terminat slujba și dai din gură. Da. Da? Păi ce faci tu? Ia spune-mi, ce faci? Păi nu face băieții tot? Nu pune-i totul pe grătar? Ha, lăsează codică pe grătar. Dă peștele, peștele, bă, unde e caz de deslegare la pește? Aoleu, m-a nebunit asta cu peștele. Poftim? E, da. Poftim. Da, bine, peștele. Bine. Îți place? Da, e bun? Da, e bun. Dacă făceai și tu acolo un tuș de sarmale, umplute cu ciupercuțe, le aduceam acilișa, le încălzeam. Păi, la casă nouă mergea o sarma două. Ai văzut pe ce băiată sunt? Aoleu, ce nu înțelegi? De flori nu se ține post. Ei, da? Pe dracu. Doamne, ce trebuie să facem, cum spune leu al meu? Că astăzi e sărbătoare, este ziua florilor și e ziua noastră, că toate suntem flori. Când vă deșteaptă, de le-am zis fetelor mele nume de sfinte, Narcisa, Brindușa, Iris și în fruntea lor, eu, Veorica. Un bochet de sfinte. Păi da, nu ca sorul mea. Să-l pun aici. Nu ca sorul mea care i-a botezat pe ăștia doi vai de mama și steaua lor. Auzi, Mario, Antonio. Păi ia gata. Eu nu te mai lua de ea și lasă-o pace să hodinească. Nu, lasă pace, ce? Mă iau eu de ea? Deci, dar mie îmi place omul cinstit, să știi. Vrei să spun ceva? Mm. Taxul măgari ăștia doi. Ce, era italian? Da. Da? De unde? În coada ferentariului? E atât. Hai, lasă-mă în pace. Făi, ia gata, nu mai puneți mâna pe nimica, nu faceți nimica. Că am vorbit și cu tăticul. Voi, soțiile astea cu burta la soare, noi bărbații dăm la foale, pe grătar, da? Și Dumnezeu, să vă simte și voi, prințese, de ziua voastră, nu? Ia uite frumoasa mea, Cleopatra mea, mă iubești? Aoleu, ia vino încoace, că te iubesc. Aoleu, asta importa, mama, soacră, dacă mă iubește, aia e. Fă, alta moare și așa n-are. Hai bine, te iubesc și eu, hai. Da, eu? Și eu, da. Ida! Poftim. Pentru... pentru tine. E prea mult. Nu. Ei, nu e. Bun, ideea e în felul următor. În seara asta ieșim toți, familia întreagă. Da. Mă rog, fără englez. Și am chemat și niște prieteni de-ai noștri. Wow! Da. Minus. Și cotăm-mă cu tinerii aia acolo. Serios, n-are ce rost. Mai bine ia-l pe unchi, tu. Poate își gândește pe acolo o nevastă ceva. Las că luăm noi pe toată lumea. Acum am vorbit, e stabilit deja. Mergem la Palatul Mogoșoaia. La Palatul Mogoșoaia. Da. Da, exact unde am făcut noi nunta. Da. E cadoul nostru pentru voi. Mulțumesc. Tată. Tată. Ce? Păi... tu să ne zici ce e. Cât e de să plec un pic? Când? Acum, de ziua voastră? Da. Cum? Hai să nu exagerăm, să... e... am servat ce aveam de servat. Tatăl vostru a avut spuneam că totdeauna ai fost ocupat, ai treabă. Stai un pic, mamă, nici să n-aud. Cum adică? Uite,
Andrei, dragul meu, povestea asta cu Palatul Mogoșoaia a fost o chestie foarte drăguță, da? Ștefan... Da. Nu, spunem că ai dreptate, că... Da, e ce să căutăm noi printre tineri. Nu, e ok, e ok, am să stau acasă pe terasă, ascult puțină muzică. Cum să stai acasă? Pe terasă, ascult muzică. Chopin. Ormind, ce bine mă cunoști, vezi? Vezi cum mă înțelege, da. Într-adevăr, Chopin e minunat, se potrivește cu anotimpul ăsta, cu starea, e perfect. A, sună Alin de la Londra. Alo? Yeah. Ce faci, tinere doctorand? Mm. Stai puțin. Ia. Yeah. Stai așa. Ce fac tineri însurăței? La mulți ani! Mulțumim! La mulți ani, fiule! Mama, ai slăbit! Un pic. Îmi pare rău că n-am putut să vin, dar am doctoratul în câteva săptămâni. Hai mă, las asta, ce de ziua mea ai fost! Aproape, vezi că nu te-am uitat. Vreau cadou și vreau numai hăinițe din ultima colecție, să fie clar. Gata, mai am glumit. Cum îți ia acolo londonezul, a? Gagiși ceva? Ce mă? Nu mi-ar de mie de asta, am de învățat. Auzi, uite-mă ce vrăjeală are. Cum mă, nu-ți arde de gagici, ai nebunit? A, s-a înghesat imaginea, nu știu. Bro, mai ești, mă? Nu, tu n-ai voie, Zahăr. Ai nevoie de masă musculară, nu de grăsimă. Vrei să pici admiterea la liceu militar? Lasă-l să mănânce și el tort, cumnate. Măcar de ziua mea. Te rog. Dragă cumnată, te rog să nu te amesteci în educația copilului meu, că atâta mi-a mai rămas. Ca medic vă spun că la vârsta lui câteva lingurițe de zahăr nu îi afectează, serios. Tinere, știi că te admir. Dar copilul ăsta este responsabilitatea mea. Trebuie să iasă om. O să ies. Nu ești nicăieri, stai aici. Și așa l-am neglijat seara cu 3 ani cât s-a chinuit biata soția mea. Că nu știi, 3 ani ne-am luptat pentru viața ei. Cu chimioterapie, că știi ce e. Uh-huh. Cu medicamente, cu doctori, cu vraci, cu post și cu rugăciune și tot degeaba. Ce casă am avut eu, să spună fetele astea. O casă superbă tot pe stradă aici. Am vândut-o ca să salvez pe Adeluța mea. Și acum am ajuns cerșetor aici. Ei, nu ești cerșetor, cumnate. Unchiule, dacă mai spui așa ceva, pe cuvânt că mă supăr. Suntem familie, familia se ajută. Să rămână a fetelor, dar dacă eu așa mă simt? Ce bărbat. Am tânăr, ofițer, am tuns, curt. Arăta mă spion rus. De ce? Pentru că un bărbat adevărat are părul mereu aranjat. Chiar tu ce faci cu pleata aia? O donezi la peruci? Nu, dar cred că îmi stă bine, adică. Să vezi ce bine ți-ar sta periuță atunci armata americană. Am mașina, poți să o aduc? Nu, e nevoie. Nu. Ascultă aici, la un cunoscător, la osatura ta e perfect. Mă, vezi că urmezi tu. Lăsați, nu. Eu zic să fugi, că acum rămâi bărbat. Ia de aici, Tomi. Mănâncă. Hai că am vorbit cu Brândușa, vine și ea. Trebuia să fie aici. Trebuia să fie aici deja, eu nu mai vin a ta. De ce? Cum de ce? Că așa l-ai crescut, fără să mă respecte. Așa l-ai crescut. Păi ce, adică ai terminat tu? Friptura și ea nu e aici? Păi... Ce nu înțelegi? Aia mică bolnavă. Da. Când eram acasă la tăticu, unul nu-i trecea pe-n față. Ne lipeam de pereți. Nu spun că nu le întorceam vorba. Asta-i pedeapsa ei. Așa pățești. Te faci copil fără să te măriți cu cununie ca toată lumea. Mai mare rușine. Mai mare rușine. De ce? N-a putut să se căsătorească până acum. Gata. Dar lasă, că anul ăsta facem nunta. Uite, în curtea asta o facem așa, cu casă mare. Uh-huh. 3 camioane cu flori punem, să moară toți dușmanii de invidie. Doamne, să o văd mireasă și pe urmă găsești lua asta, lucrul asta mică.
un bărbat așa cum trebuie și pe urmă gata. Poți să mor liniștit. Că mor? Păi de ce să mor? Păi de ce să mor, Violeaua mea? De ce să mor? Că de atâta frumusețe în jurul meu, că nu mă mai satuie de grădina asta și de casa asta și de voi. Mă gândeam doar așa, să mă retrag. Unde, la Belu? Te mai mir cu cine seamănă astea, a? Așa rele de gură. El mai tace gura, el mai tace Melița o secundă, mai ales aia mică. Ce? De unde e aia mică? Nu știu. Are și ea copil bolnav? A? Nu știu. Ia las că îi dau eu când vine. Îi dau eu. Data viitoare când strâng familia să fie prima aici și cu tot respectul să fie. Că nu pentru mine muncesc. Nu pentru mine fac atât afară. Pentru voi fac. Pentru voi să crăpați de fericire și de mândrie. Să vă pleznim de fericire pe toți. Hai, treci și de la foale acolo. La foale? Păi tu nu vezi cum sunt îmbrăcat? Ai spus că eu astăzi nu muncesc. Fă, nu muncesc. Tu să nu-mi întoși mie vorba. Să nu-mi întoși vorba. Că nu știu ce fac. În conopida măsii de treabă? Treci la foale! Scândurele ieși afară, să nu stau la șut în cur. Tu te închid, bă, pompa! Ieși afară! Ieși afară! Ți-am spus că mărimea decide, mă! Ieși afară! Ieși afară! Mărți-mă! Mărți! Focles! Am să var focul să vadă, domne! Domne, iartă-mă! Și aveți de grijă! Să nu stricați ceva și le. Vreți să vă zboară leu? Să dormiți pe parcuri? Sau mai rău sub căruță? Hai bre, mama, păi nu zicea el că suntem toți o familie? Suntem, bre, suntem când vrea el. Când nu, dragi bălțați. Pă, Doamne. Aoleu, de eram eu mai tineră, dragi mânca piticul ăsta. Dar așa, să vă dă steaua mea. Și mă doare toate alea, mă doare toate alea. Păi de mine și de mine. E frumos acilișa. Aoleu, nu pot să cred! Ce țăpă asta, bre? Ia, hai să vedem ce e. Unde? Unde mi-e bastonul? Unde? Hai, vezi să vedem. De ce țăpă asta? Ce-o fi? Aoleu! Aoleu, că mă rătăcesc la dracu, pe cățoaia asta! Ia uite câte scări! Nu, trebuie să-mi văd de viața mea. Te rog, nu mă lăsa. Situația e disperată. Crede-mă. Nu mai pot așa. Nu mai pot. Te rog, înțelege-mă. Eu te rog foarte mult, te rog. Te rog, măcar în seara asta. Te rog, te implor. Atât? Atât. Atât. Și oricum nu puteai să pleci fără să ții la revedere, nu? Bine. Atunci bem cafeaua și mergem, da? Bine. Ce-ai făcut? Aduceți-mi copilul înapoi. Asta nu-i copilul meu. Aduceți-mi copilul înapoi. Asta nu-i copilul meu. Hai, tata, că e doar o culoare. O culoare? O culoare de panoramă. Gata, gata, pune ceva pe cap, o să facem toți o criză și o să murim acum cu toții ca proști în ziua de flori. Ce urliță, ce urliță? Cine poftim, a murit? Poftim, din odoarea familiei mele a murit, că vine la masă omul ăla, ginerul meu și eu. Uite cu ce mă prezint, cu morcovi în cap. Aoleu, Doamne, apără și păzește. Stai, dracu! Faini, s-o da, ce-ai făcut cu perișorul ăla tău frumos? Ce-am făcut cu perișorul frumos? Ia uite! Perișorul frumos, na! Vi l-am adus ca să-l păstrați amintire. Și pe restul l-am vopsit așa, ca în secolul 21, că mai deschidem și noi capul, tata, nu? Deschidem pe dracu, că mai bine ne ducem în nevul mediu, ne ducem în... Și terminăm cu filmatul! Și ce-ai vrea să fac, tăticule, a? Ce-ai vrea să fac, să-l las să crească până la pământ și să umblu cu el la lău, așa, fără formă? E gata, că nu! Iris! Nu, că nu mai suntem pe vremea lui Pazvante, tăticule! Vreau palete și aperi pentru țigă încă mea cu banii împăr, gata cu prostii! Uite cum vorbește acum! Uite cum vorbește acum! Uite cum vorbește acum! Ce spun eu! Să nu vorbești așa cu taică, tu nesimțit-o! Cum îți permiți?
Aia văd că nu ți-au tăiat numai părul, ți-au tăiat și mințile. Ura! Gata! Ia lăsați fata în pace. Hai, hai să-ți arăt ce pala frumos a luat actul de la un jucând. L-am mai văzut odată că m-a adus tata aici să-l văd. Păi știe că a fost aici, că am avut încredere în ea. A, da, da, și asta e, că s-a dus cu încrederea cu tot cu părul. Am tuns. Gata, gata, hai, bă, gata, gata, gata. Da, gata. Mâine, hai, să fie la fel, să se facă la fel cum a fost până acum. Să-mi aduceți copilul înapoi, că asta nu... E numai vina ta, Viorica, numai vina ta e. Da? Eu doar l-am dat să sugă. De răsfățat, tu l-ai răsfățat. Culiile și castravetele, măsii de treabă, fir ar să fie de... Și pe când nunta? Ne-am gândit să facem nunta la toamnă. De ce? Tata vrea să obțin al doilea mandat. Are probleme? E ambasador. Și nu are timp de nunta mea momentan. Păi, dar de ce? Că, de ce? Facem noi nunta, plătim tot organic. Nu. La noi, la Chișinău, de nuntă se ocupă părinții Miresi. Stai acum, adică. Tu vorbești serios? Da. Și de ce nu știam? Gata, mamă. Să mă tot însor cu moldovenci atunci. Zău, dar câte ți-ai pus în plan? Fără număr. Fără număr, fără număr! Gata, nu mai da, mamă. Unde-ai fost? Cu treaba. Așa? Cu tata, cu firma. Nici în ziua de Florin nu mai scăpăm de muncă, se pare. Hai, să nu exagerăm. Probabil că am sărbătorit ce era de sărbătorit. E. Da. Și la restaurant? La restaurantul să mergeți voi. Nu. Eu rămân aș pe terasă. Ia uite tu ce... Ia. Ce liniște. Lasă ce... că la restaurant mă sărbătoriți pe mine. Că de o săptămână am și uitat ce cați domnesc luat. Astăzi vreau cash. Vreau cash. Eu numai cash. Și vreau să mă îmbăt. Știi că ți-am legat, am glumit, las. Da. Mai cum să stai singură? Mici, iubesc fetițele bikini, dar pe tine cine te mai iubește, mici? Ia zi, tata, ai banii? Da. Frate meu, nu fii șarpe meu. Da, fratele meu, am toți banii. Da, îți dau adresa de livrare și-mi trimis bănuții astăzi, da. Am făcut și o casă nouă, vreau și eu să fiu... Ok, dar fii atent. Că vreau revanșă, nu rămâne așa. Bine? Dacă tu vrei să pierzi, fratele tău... Te așteaptă! Bine, hai, ceau. Te pup. Pa. Ce ai avut, mamă, cu părul al tău frumosul? De țigancă! Ai, țigancă. Ce mândrețe de păr aveai tu așa lung? Și uite cu ce scurt e el. Și galbenul ăsta. Fă-mi, niciodată nu mi-a plăcut galbenul. Galbenii, da. Mamă, geloși tu? Bre, și tu? Bre, mamă, de ce l-ai tăiat? Pentru că nu vreau ca oamenii să se uite la părul meu și să vadă o țigancă înainte să deschid gura. Și ce e așa de urât să fii țigancă? De parcă n-ai ști. Vreau să fiu Iris și atât. Frumoasă-mea, cuică, că cerul... Dar nu vreau să fiu doar frumoasă, asta nu înțelegi tu. Nu vreau să fiu doar atât, simt că pot mai mult. Vreau să fiu mai mult de atât. Simt că... Nici nu știu cum să-ți explic, mamă, gelo. Simt că pot mai mult decât să îl las pe tata să mă dea după vreo slugă de-a lui și să torn copii de la 20 de ani. Pot mai mult de atât. Ai de grijă. Focul ăsta care te arde e periculos. De ce, mă rog? Focul cunoașterii, fata mea, pârjolește tot. Și odată pornit, nu se mai oprește. Și fă irisul. La noi, la țăcai, nu prea s-a văzut femeie așa independentă. E, uite că eu vreau să fiu liberă să fac ce vreau eu cu viața mea. Și știi ceva? Da, mă arde focul cunoașterii. Și îmi place. Îmi place! Ai de grijă. De ce nu m-a luat și pe mine la bunici? Pentru că nu te simți bine, iubita mea. Ca să nu pățești ceva rău. Haide, trage aer în piept. Pentru mine. Mă țin mereu închis în casă. Pentru că nu ești bine. Știi că n-ai voie să faci niciun pic de efort. Dar o să te faci mare și o să poți să te operezi. Și o să poți să mergi singură la bunici. Bine? În afară de tine nu am nicio prietenă.
Mama nu mă lasă nici în fața blocului. Știu, iubita mea, știu. Dar trebuie să o înțelegem și pe mama. E speriată. Își face griji. Toți ne facem griji. De asta ar fi mai bine să mor. Să nu vă mai chinui nici pe voi și nici pe mine. Ștefania, să nu mai spui în viața ta așa ceva. Inimioara ta o să se facă bine și o să se umple numai de bucurie. Îți promit. Și nu știi cât visez de asta. Dar de fiecare dată apare ceva și trebuie să stau în pat. Eu nu mai pot așa. Știu, iubita mea, dar nu trebuie să-ți pierzi speranța, bine? Te rog. Păi, da, te-am rugat să vii la timp și să nu întârziem. La tetică orele sunt sfinte, el a fost ceas toată viața și mai e și ziua mea, și-a lui mămică, și-a lui soră mea. Zi mersi că am putut o șterg de acasă. Știu că nu te interesează viața mea, dar fac 25 de ani azi cu ea. Bă, Fane, tu mă crezi proastă? Tu crezi că îi mai pun botul la vrăjelile tale? Hai, liniștește-te, rog, hai să nu încercăm. Oprește mașina, am zis, oprește mașina! Liniște-te, mai avem puțin. Să dea dracu, dacă nu mă rugă, oprește mașina! Te rog, nu fă scandal, te rog! Bă, Fane, tu mă... Bă, Fane, de ce mă minți? Zi-mă, de ce mă minți? Te-a ținut pe tine vreodată nevastă ta acasă? Eu nu... De ce nu înțelegi situația? De mult băneam că ai început să mă înșeli. Ne știm de 10 ani, da? De 10 ani știi că sunt căsătorit. Ce vrei acum? Ai o mantă? Zi, mai ai o mantă? Am pe dracu o mantă. Ce amantă să am? N-am eu dovadă, mă, dar simt, mă, o femeie simte când e înșelată. Cu nevastă ta m-am obișnuit, dar încă una? Mai pot așa? Dacă nu te potolești, am plecat, te las aici. Singură de Flori, cu taică tu și cu... Asta vrei? Hai, bărbu, te rog, liniștește-te. Mai avem puțin. Ajungem. Te rog. Bre, unchiulețele, mi-ai dat daună totală la nas. Nu mai pot, trebuie să mănânc ceva. Când vin ăștia? Că durează o veșnicie. Nu mănâncă nimeni până nu vine toată lumea. Bre, nu mănâncă, da, mă. Da, da. A, ia uite, mă, ce-am zis? Ce-am zis că au venit copiii? Mă, cum au simțit ei că am terminat grătarul? Iertare, îmi pare rău. Uite, Ginerică, ia uite, nu te-am văzut la Crăciun. E, ce să faci? E, bravo, bă, bravo, arăți bine. Iris, unde e? Las că vine, vine, da, ea. Vine, pentru ea. Da. Dai tu. Arăți bine, parcă te-ai mai salut, împlinit. Salut, salut, tine, salut, salut, salut. Parcă te-ai mai împlinit, așa, bă, arăți bine, ha? Ginerică cu burtică. Ce să-i faci dacă sunt poet, sunt poet. Hai, așezați-vă. Te loviți, hai. Toată lumea la masă. Nu, dă-te la o parte, tu. Ce? Stai acolo, aici stă Brândușa. Hai, Brândușa, stai aici, mamă. Brându? E, ce zici, Ginerică? Pe ce casă am pus mâna pentru mine și pentru familia mea, ha? Ia uite. Absolut impresionant. Așa e? Da, ca a vechilor familii boierești. Cu peron în față, cu fântână arteziană. Impresionant. La câte vile am făcut eu, la câte case, la câte blocuri, la câte familii fericite am mutat eu la casa lor, am început să mă pricep și eu la finețuri, la detalii, la astea, la... Mâncați, bă! Așa, și vouă o să vă fac o casă... Au, ce casă, de să mă pomeniți. Dar asta... După ce faceți pasul. Pasul. Pasul decisiv. Nunta. Dacă am hotărât. Anul ăsta facem nuntă. Da. Și a doua zi, pac! Am turnat fundația. E, să aibă și aia mică Stefania, știi, să se uite la lac, să se uite la piscină, la grădină, sărăcuța. Chiar ce mai face? E binișor. Bine, n-am adus-o că... Nu, foarte bine, foarte bine. Aici e cu fum, cu lac, cu... E curent. Da, e mai bine. Băi! Știți cum mă simt eu acum? Păi mă simt ca o cloșcă cu toți puii în jurul ei. A? Uite așa mă simt. A? Unde e aia mică? Artista mă, să-mi facă și nouă poză, mă, că pe urmă ne îmbătăm, ne pilim ca purce și ieșim cu limbile scoase cu ochii feliți ca la melc. Unde e aia? Iris! Vino cu ați! Da! Fă-ne câte o poză! Oh, ia uite! Iris! Ha. Bună! Dar ce bine stă! Tătic îi place?
Îmi place, dar puteai să pui și tu o băscuță, o băzbăluță, ceva ca mea. Hai poze, hai poze, hai toată lumea! Vreți toți? Ia, hai toți, 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 zâmbiți fericiți aici, zâmbiți fericiți! Să mi le trimiți și mie prin transfer, da? Așa, 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 așa. Da, da. Dar toată lumea se uită la aparat? Da, azi, că alea de la Crăciun nici acum nu le-am. Și vreau și cu fete. Hai și cu fetele, cu fetele aici, vreau. Uite așa. Uite așa, cu fetele. Păi și fără Iris? Hai, lasă, că Iris se subînțelege. Gata. Hai, mâncați, mă, mâncați. Mâncați, vezi, că de-aia vezi. Da, hai. Să fiți sănătoși! Nu știu, dar e prea de tot. Când să mai pomeni să plece de acasă? Să fugă ca un adolescent? Doar îl cunoști pe tactul. Știu, nu că știu cum face de obicei, dar acum asta ți explică, e prea de tot. Am văzut-o cu ochii mei, unchiule. E o adolescentă de-o seamă cu fratii mea, Amza. Sau mai mică. Crezi că Eva știe ceva? Nu cred. Sau cel puțin mi-ar plăcea să cred că nu. Ar fi distrus, să-ți dai seama. Mai ales după cât a făcut pentru el. Și pentru noi, de fapt. Ar fi bine să nu știe. S-ar putea să aibă un șoc. Da, da, e foarte greu să accepți că soțul tău, bărbatul tău, are o amantă cu 30 de ani mai tânără ca tine. Nu poți să te lupți cu așa ceva. Nu ai arme pentru așa ceva. Nu te poți lupta nici cu tinerețea ei, nici cu setea ei de viață. Te citeam acum câteva zile că un scriitor, parcă francez, care avea 50 de ani, deci tânăr, spunea că el nu se poate culca cu o femeie de vârsta lui. Pentru că nu mai are trupul ferm, pentru că nu mai are senzualitate. Ce imbecil! Corect. În viață nu ne îndrăgostim de o bucată de carne. Așa e. Trebuie să vorbesc cu el, unchiule. Trebuie să vorbesc cu el să-i dea papucii parașute astea. Crede-mă, e prea de tot. Crede-mă. O să-l facă de cap. Uită-te la mine. Sincer, nu cred că Ștefan poate fi manipulat chiar atât de ușor. Acum, sigur, femeile au armele lor. E adevărat. Doamne, mă rog ca mama să nu afle că există curva asta sinistră. Și că se mai bagă și în pat cu tata ca să-i papai banii, evident. Da. Ar fi bine să nu afle. Ce frumusețe. Ce liniște. Muzica... Și domnul meu, adică domnul Caragea, de la Znagov, tot așa asculta și avea și o fată, cânta la pian. Ce frumos! Uite, și mie mi-ar fi plăcut să știu să cânt la pian. Da. Domnul Oprea unii este. Ai impresia că domnul Oprea știe să cânte la pian? O știi, o cânta. Dar nu mie. Domnul Oprea este la una din amantele sale. Precis că are și una cu nume de floare. Eva, te rog, nu glumi cu chestiile astea. Ai impresia că glumesc? Nu glumesc deloc. Draga mea, așa e viața. Așa-s bărbații. Să nu mă compătimești. Dacă le-aș fi pus pe toate la suflet, acum probabil că eram de mult la Balamuc. Te doare? Ba da. Ba da, doare rău de tot. La început doare rău de tot ustura, apoi rana se închide, dar rămâne cicatricea. O vezi, o privești
Și nu uiți. Hai. Pare rău. Ia uite ce frumoasă. Ați depășit data scadentă. Aceasta este ultima somație. Dacă nu achitați întreaga sumă restantă, vom fi nevoiți să acționăm conform legii și să intrăm în posesia. Case. Dă-mi și mie niște bani. Dar ți-am dat acum două zile. Și rochia ta, cu ce crezi că am făcut-o? Dar nu am, Iulia. Chiar nu mai am. N-am avut nici meditații, că sunt sărbătorile și copiii sunt plecați. Zic că nu vrei să-mi dai. Dar înțelege că nu am. Ce nu înțeleg eu, mamă, e de ce ești așa de zgârcită? Bași toți banii în casa asta care mai ești la curul pământului. Nu știu, vinde din troacele astea, ci că-s valoroase. Casa asta e singurul lucru pe care îl mai avem. Și eu nu mă pot despărți de nimic din ea. De dacă cerea Ioana, îi dădeai, nu? Nu am! Înțelegi odată! Dacă era tata aici, n-ajungeam eu așa. No. Băi, de luni de zile mă cer cu proprietarul care a fost. Știam că o să mute nenorociți ăștia și o să înceapă tot îmbălăua asta, toată țigănia asta. Fă ceva. Ce să fac, iubita mea? Fă ceva. Sunt în casa lor, sunt pe proprietatea lor. Da, mă, piși pe proprietatea lor. Dar ce eu am nevoie să ascult toate mizeriile astea de afară, din București, din Ilfov, din Mogoșa, de unde or fi? Păi ce stăm așa cu mâinile în sân? Uite, că până la urmă nici măcar nu sunt manele. Ba, manele, dacă am zis eu că-s manele, puțite-s manele. Tuturaj. Bine, hai că merg eu. Ai, nu, lasă că merg eu acum. Păi tu ai senzația că îi las pe ăștia să-mi strice mie aici? Că vreau să o cumpăr. Păi da, adică s-au mutat niște țărani? Îi prind pe ăștia, știi cum? Deci ficațiile mănânc. Le arăt eu cine-i diva. Lor, unde să fiu? Stai așa, să văd eu cine îmi strică mie Feng Shui-ul și toată asta. Stai să vezi tu ce pățesc așa. Vine, Leo! Hei! Leo! Măi, uite când mă uit așa la tine, parcă-l văd... Știi tu pe cine, așa? Bă, la pe Leonardo DiCaprio, mă! Cum să te-ai așa pe Titanic, uite așa, și îi priveam văzduh! Cine fă Titanic? Lasă un prieten de-al lui! Da, fă loc! Auzi? Că doar pe lume, doar doi băieți sunt, mă, cu Leo! Tu și cu blonduțul ăsta! Da, mă face la frumusețe, dar și de la talent. Am avans mare de tot, a? Știți vorba aia? Între talent și talente e o mare diferență. Da, ia, dăm și noi. Mamă! Uitați-o pe aia, dă îmbrăcată, fugiți de aici, că ne spurcă. E goală! Gata! O, Virginele, unde fugi? Stai să vadă și eu ceva frumos. O, ce bine a venit. O, dată! Stai aici, ascunsă, stai! Taci din gură! Doamne, iată, bă, ce panoramă! Bă, vouă vi s-au urât cu binele? Vouă vi s-au urât cu binele? Pa bune? Scuzați-mă, n-am avut plăcerea. Și am fi vrut să o avem. Că Dumnezeu! Taci odată! Și să nu ieși de aici, că ne omoară Leo pe toate. Acolo? Stai, scuz, aici, taci. Acolo? Vreau... Da, acolo. E casa mea. Și vreau să am liniște. Vreau să nu mai am parte de țigănerile astea. Dă muzica, dă fum, dă mici, dă nimic.
Dar tot de panoramele astea care le faceți voi aici, de când v-ați mutat. Da, e vecina. Vecina de lângă casă. Vecina de lângă casă niciodată nu te lasă. Hai că sunt stai și liniștit, că nu o să mai fi multă vreme vecin, da. Că vă scot. Vă dau fără de mogoșa. Mogoșa? Stai, scuz, aici. Fata, vreau și să o spun. Căște gură odată. Ție mică, o cuțuiculiță, un vinușor de casă. Cine? Păi și ce vrea de la noi? Unde umblă frate meu ăsta? Pe bune că nu poți fără el. Dar sărbătorieții unde sunt? Avea alte planuri. Cum e vinul ăsta, nici nu se poate bea. De unde aduce gheața aia de la Polul Nord? Păi, băiete! Ia vină tu, frate. Hai, noroc. Am chemat gheața aia cu jumătate de oră. Unde e gheața aia? Tu-ți bagi joc de mine? Nu. Pute repede și adu-mi gheața aia! Lasă-mă să văd. Cheamă ambulanța. Cheamă ambulanța repede, cheamă ambulanța. Ah, pune mâna. Dai mai ușor. Pune mâna. Ușor. Cheamă ambulanța, tu pici, cheamă ambulanța. Nu e caz de ambulanță, Lili, o secundă. O, atenție, o țuiculiță, ceva, un vin de casă, un... Doamne, un micul, miculeț, avem și șampanie la frigider, șampanie. Tu nu-ți dai seama cu cine te pui, a? Tu chiar nu ți-ai prins cu cine te pui. Ce vină cu ace? Cum te-ai prins, nu? Îți dai seama cu cine te pui? Pe bătătura mea și că dacă vreau te iau de ciuf, de te dau afară de nu te vezi? Extraordinar sunt în bătătura ta. Da. Fac ceva pe bătătura ta și pe proprietatea ta. Tu știi că eu și dacă dau un telefon, în momentul ăsta vă scot afară de mogoșaia? Alo, fău! Sinistro, vezi cum vorbești cu mama că ești pe proprietatea noastră. Dați-o vreo pe proprietatea voastră, da? Nu v-am dat eu voie să vă mutați aici lângă casa mea. Așa. Iartă-mă, iubire, că te-am urmărit. Doar lovește-mă pe mine, lovește-mă și pe mine. Nu! Lovește-mă pe mine! Calcă-mă în picioare! Bă, mă, coborul tău roșu de Oscar-ul! Bă, nu mă rejeală, nu mă ușor arătește! Ia să le arătăm noi cine suntem cu adevărat, da? În casa noastră, pe proprietatea mea! Pleacă de aici, că te-a spus, da? Leo, face, facă omul! Să fie de la poartă, dă-o mă acolo! Să lăsă afară! Să lăsă afară! Pe poartă, Leo! Te doare rău când apăs? Salut. Mă doare, normal că mă doare. Sunt medic. Poți să vă ajut cu ceva? Da, cred că ar fi util să te uiți un pic la piciorul ei. S-a lovit adineori. Cum ai reușit? Cum am reușit? Mi-a dus gheață. Ușor. Să murdărește papucu. Da. Nu e nimic grav, să știi. Ușor. O să pansez și mâine va trebui schimbat ca să nu se infecteze. Poți tu să mergi până la bar să le ceri niște gheață? Da, sigur. Mersi. O să mai stăm 100 de ani. Ușor. Mi-l schimb tot tu? Mâine o să fiu la spital, nu știu dacă o să am timp, dar e o treabă simplă, adică se rezolvă la o policlinică de cartier, să știi. Am eu față de cartier? O să-ți las cartea mea de vizită și mă pot suna mâine. Dacă n-am prea multă treabă, o să-ți răspund. Ușor. Ușor. Și mâini delicat ai. Sunt medic. Gata. Ai. Ușor. Se fac de râs din prima zi. Vrei să intervin? Te rog. Eu tot acolo! Voi dați-o, voi dați-o! Mă ocup eu! Mă ocup eu, da? V-ați uitat ochelarii. Ochelarii dumneavoastră. Ce sunteți? Îmi dați voie să vă conduc? Vă dau voie să mă conduceți. Mulțumesc, mulțumesc. Dar așa ceva să știți că nu rămâne neplătit. Deci așa ceva nu rămâne neplătit. Dar și dumneavoastră, ați venit așa cam intempestiv. Adică cum? Adică n-am voie să ascult muzică evoluată la mine, la piscină? Aveți, trebuie să stau cu țigăniile astea? Aveți, dar totuși ați venit așa cam indecent îmbrăcat.
Pe bune? Da. Pe bune? Adică trebuia să... Mă rog, pentru costum. Ei, pentru ei. I-ați șocat. Haide, îmi pare foarte rău. Îmi cer scuze în numele tuturor. Deci era să fac o cădere de calciu, clar. Eu ce-am văzut acolo n-am văzut în viața vieților mele. Asemenea, nu, să nu face de la ceva, îmi pare rău. Dar nu, chiar nu merită. Domnule, aduceți o pastilă, ceva, o tabletă, un efervescent, un calciu efervescent, dacă aveți, e perfect. Îmi pare foarte rău. Doamne, Maica Domnului, ce lume, ce lume, ce lume, ce lume. Dar uite că ne-am luat cu vorba și nu m-am prezentat. Da, așa. Ștefan Oprea mă numesc. Încântată, mă numesc Diva. Diva. Diva și mai cum? Diva și atât. A, să nu-mi spui că și... Deci nu, nu-mi trebuie să... Și tu să-mi spui că n-ai auzit de mine. Că sunt mega ultra celebră. Nu-mi veni cu vestea. Sunteți asta. Sunteți un VIP. Sunt un mega VIP. Nu, n-am prea stat în preajma VIP-urilor. Dar am să studiez, am să mă interesez și am să... Mi-a părut tare bine. Auzi, în altă ordine de idei, tu locuiești aici? Nu. Ești ceva rudă cu sărăciile astea? Oarecum. Oricum, mi-a părut foarte bine că v-am cunoscut. Foarte bine. Mulțumesc. Aș mai putea trece pe aici din când în când? Eu știu dacă programul îmi permite... Dacă aș vrea să aduc un buchet de flori... Da, înțeleg. Însoțit de scuzele mele. Să... Și cum ar trebui să trimit? Pentru... Da, la Diva. Toți florarii, toată lumea, bijutieri, zice da? Vrei, da, modă... Sunt la picioarele mele. Foarte. Tu nu trebuie să spui decât pentru Diva, fără adresă, fără nimic. Foarte. Știu exact unde să livreze. Am înțeles. Calciu? Ai venit și tu cu calciu acum, da? Ia-l tu și beal, că oricum acolo te-ai fleșcăit, m-ai făcut de râs ca o găină. N-a fost găină asta acolo? Și ia, nu, lasă calciu, lasă, îl bei după aia. Tu te rog și condum pe domnul Ștefan. Mi-a părut bine. Și la revedere. La revedere. Ia zi și altfel, nu. Ai banul? Golanule. Nu mă răi. Ce ai, mă, vezi să nu mă confunzi cu amanta? Ia zi, când îți iei revanșa? Când vrei tu, cât mai repede. Nu mai am răbdare și așa vreau să schimb mașina. Bă, ai grijă să nu vii cu vreo mașină nerodată, că după aia ți explodează segmenții și tot tu plătești. Da, bine, treaba ta. Bine. Ia zi, aici te-ai mutat? Da, îți place? Vrei să intri la un grătar, un miculeț, o bericioaică, ceva? Ți arăt turul palatului. Bă, dar ce putem așa? Miroase a pește, nu? Da, mă, bunica mea e cu datina aia, cu peștele de flori. Poți să... Să iartă-mă. Hai. Da, frate, mi-a zis. A, ți s-a făcut doar de mine, nu? Stai, mă, ce ai de te super? De ce țipi? M-a închis. Da. Micuțule, trebuie să o tai. Frate, mi-a spume. Cătă, mă? Da. Așa fac ai mei, mă, bossule. Întârzi. Bă, ne auzim la telefon, oricum facem cursa aia, da? Bine, ai grijă cum conduci. Te pup, ceau. Și mai spală și tu mașina asta. Hai, dă-i! Dă-i! Ia uite, mă. Ia zi, cumnățele, cum e Gacica? E calma. Dar cred că o să aveți belele mari cu ea. Da, de parcă n-am mai văzut noi de-astea. Cred că n-ați mai văzut. Băi, e bună rău de tot. Adică eu am văzut-o în reviste, dar am crezut cum fac ăștia din mouse, din edit, calculatoare, dar nu. Se numește Photoshop, fraiere. Bine, mă, morcoveață cum vrei. E bună. Oricum o să aveți de cazuri mari cu ea.
început și când a venit aici, s-a oprit aici și, bă, deci mi s-a gripat instalația, mă, deci mi s-a oprit ceasul, mă. Deci m-a uitat așa, le-a văd ce forme, ce... Nu, mulțumesc. Ce, toate, ce picioare, formea perfect, da, bă, da. Și... Bună rău. Fundulețul ai văzut? Da, s-a văzut. Deci pleca așa din picioare și, pac, se termina cu două pomelo, mă, două pomelo. E foarte ferme, știi? Ce pomelo. Buonarroti. Michelangelo Buonarroti, sculptorul. Băi, Ginerica, ce tu crezi că eu nu știu cine e sculptorul Michelangelo Buonarroti? Nu. Sculptorul, păi, eu n-am școală, dar eu am fost, bă, sunt autodidactic, bă. Am fost la Vatican, bă, am văzut-o pe aia, am văzut-o pe aia, pe Pietà, mă, care îl ținea pe prunc în brațe, înțelegi? Era Domnul nostru Iisus Hristos coborât de pe cruce, didactule. Păi, Viorica, tu tragi cu urechea la ce vorbim noi aici așa între bărbați? Da, că vorbiți mai prostit, tâmpenii. Gata. Acum vorbim serios. Copiii trebuie să facem nuntă. Că uite, brândușa mea e tristă. Brândușo? De ce ești tristă, fă? Ha? Adică, tu nu faci fericită pe fata mea, mă? Îmi pare rău, dar... În fine. Și nouă ne pare rău. Dar fără nuntă nu se mai poate. Zile-o. Gata, nunta! Gata, nunta! Nu se mai poate, nunta! Pasul, pasul decisiv. Uite, punem aici în curte un cort ca să nu ne strice zaifetul dacă vine vreo ploaie. Tu? Cum în cort? Pe cum floarea noastră din grădină se mărită în cort? Vă, Prostovanco, dă la alb cum a ieșit acum. Cort alb cu de-astea, cu candelabre de cristal. Acolo are ciucuri de mătase, are candelabre de cristal. Bine. Dacă nu știi cum a ieșit acum. Și cu masa? Pe ce, punem chiftele la aperitive? Da, se poate. Care nu e o problemă. Putem face o comandă la o firmă. E, așa, da. O firmă de catering. Cum? Adică noi mâncăm la pinge tava? Ce e asta? Nu, 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 de lux. Homari, languste, icre de Manciuria. Da, da, de lux. Da. Îți face, îți face tot ce vrei. Îți face ce vrei tu, ce nici tu te ești împumit. Absolut orice. Da, îți face, dacă vrei, îți face... rechin, pane, cu mămăliguță caldă, naburi, înțelegi? Îți face gârnăciuri de aia, cabanoși, din carne de ren, din picioare de foc, absolut ce vrei tu îți faci. N-ai putut așa ceva. Și bicrele negre le punem pe ouă de struț. Nu ca toți ăștia, toți tărenii, toți mitocanii, toți sărătocii, pe ouă de prepelți. Ce să spun? Nu, domnule, să se vază bunăstarea, înțelegi? Să zică, bă, am fost la nuntă la fata lui Leo Zamfir. Bă, și-am văzut ouă de struț, mă înțelegi, extraordinar. Și băgăm și niște struț să țopăie pe aici pe iarbă. Nu, 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 sunt periculoși, ăștia atacă da. Omul. Da? Serios, serios, da. Săracul struț. A, ce, ce, ce simțitoare, plânge și la struți. Da, că seamănă cu mine. De când ai avut tu, fă, struți în curte la măta, să fii simțitoare la ei? Ha? Uite și pe simțitoare la struți. E din ce în ce mai rău. Iau tensiunea în continuu. Robert, mi-e și frică. Vrei să vin cu tine? Nu, nu, ne descurcăm. Bă, Ioana, dar n-ai spus tu că... Gata? Că nu te mai duci? Că-ți vezi de viața ta? Hm? Da, așa o să fac. Deși... Deși ce? Dar nu e copilul tău? Da, știu. Doar că vin aici în fiecare zi de 2 ani. O văd cum se chinuie, mi se rupe sufletul. Dai că s-o recunosc de bani. De ce nu operează mai repede? Hm? O să opereze. Dar aia de la Viena au spus că e prea mică. Păi, Ioana, nu e ok ce faci tu. Implici prea mult emoțional în povestea asta. Noi, ca medici, nu avem voie să ne legăm așa de un pacient. Da, știu, da. Ea pentru mine nu e o pacientă. Parcă o știu de viață. Bine. Hai, pa. Și picioarele să-mi bag. Ce n-am eu, mă, că urâtă nu sunt, picioarele strâmbe nu le-am. Două amărâte de secvențe aveam și pe alea la tăia la montaj. Irina. Lasă-mă, mamă, lasă-mă în durerea mea, că nu mai pot. Uită-te și tu cine a venit să-mi spună la mulți ani. A venit tata, Irina!
Auzi, Eva? Vreau să te întreb ceva. Katia, un pic de liniște, te rog frumos, bine? Calinca, 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 Maia. Calinca, 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 Maia. Katia, ce faci? Pătuțu. Te rog frumos. Te rog eu mult, bine? Katia, wow. Te rog! Da, te... iartă-mă! Iartă-mă, te rog frumos, Eva, să mă ierți, te rog, te rog, te rog! Te... Nu! Ce? Nu-i nevoie, Katia, e în regulă. Da. Katia, te rog mult! Iartă-mă! Nu-i simpatic deloc, Adrian. Pare rău. Te rog să mă ierți, Eva, te rog! Ok. Ok. Ai bătut joc de ei. Sunt părinții mei, nu bat jocura ta. Ce, dragă? Îi crede Manciurea și Cârnați de Ren? Băi, Fane, înțeleg că de mine îți bat joc de ani de zile și nu vrei să divorțezi de curva de nevastă ta. Dar de părinții mei să nu te mai iei niciodată, ai înțeles? Și ce ai fi vrut tu să afle taicătul secretul? Dacă ești atât de șmecheră, de ce nu ai spus tu? O fi mătăticu mai simplu, dar e mai demn. Și nu are două vieți ca tine. Demn pe dracu. Visa la pomelul în fundul divei. Și cu diva aia ce ai avut? Tu crezi că n-am văzut cum îți curgeau balele după ea? O, Doamne Dumnezeule, Doamne, ești nebună, Zoe. Du-te și trastează-te. Tu m-ai nebunit! Tu și minciunile tale că stau aici și te aștept ca o proastă și sper ca o proastă că tu te duci la nevastă, dar asta faci! Bun, hai, chiar trebuie să plec. Pe bune? Mm-hmm. Pe bune? Pe bune? Iar pleci? Da, am ședință. Azi? De flori? Știi foarte bine că am ședințe și în ziua de flori. Cu nevastă ta, nu? Păi, Fane, chiar vreau să te întreb de mult. Pe noi, în afară de sex, ne mai leagă ceva? Ai băut cam mult. Știi că nu se face bine. Și au luat și pastilele. Da! Păi iau și pastile pentru că mă trezesc de 5 ori pe noapte cu copilul. Și aștept și 5 zile un telefon de la tine? Nu tu stai singur de Crăciun și de Paște! Apropo de Paști, o să merg în insula Paștelui. Șeful vrea să facem o aroganță. Vreau să știu adevărul. Mergi și cu ea? Da, da. Dar știi că ea e doar decorativă. Ea e decorativă și eu nu. Știi foarte bine că tu nu. Tu ești femeia la superlativ. Ca când e de superlativ, dacă dorm noaptea singură de ani de zile. Dacă stau și te aștept ca o proastă ore și zile și luni. Lasă-mă! Lasă-mă, că într-o zi o să mă arunc dracului de la balcon ca Julieta, ca să stai tu fericit cu curva aia de nevastă ta și cu toate amenea... Mai ușor. Se aude tot. I-a fost rău toată ziua. Ei, draga mea, te-am trezit. Îmi pare rău. Tati? Da. De ce n-ai venit la mine? Ce faci? Cum îți e? E rău. Ți-e rău? I-a fost rău toată ziua. Vrei să stai cu mine? Ba da. Dar trebuie să plec un pic și mă întorc imediat, da?
Nici nu o să apuci, nu să adormi și mă întorc, da? Bine? Hai, du-te la culcare cu mami. Mami? Noapte bună. Să știi că e din ce în ce mai rău. Trebuie să faci ceva. Bine. Am să rezolv. Rezolv eu tot. Katia! Ok, ai zis că vrei să-mi spui ceva. Zi. Eva? Da. Ălea sunt Petri Petri? Da. Ia, dă să ți-l arată. Nu, de fapt e mai mult decât atât. Au o valoare sentimentală. Sunt un simbol. 25 de ani de viață. Căsnicia noastră. O viață. O viață. Hai. Fac și eu? Descalță-te. Calm. M-au tăiat la montaj. Ce să faci? Asta e. Măi, mamă, eu nu m-am dus să fac figurație specială la picioare. Că atât mi s-a văzut. 8 secunde. Mă, păi te-ai văzut, mă! Nu mi s-a văzut fața. Știam eu că sunt acolo. Și aveam o secvență întreagă. Stăteam pe o bancă în parc. Venea personajul principal. Discutam. Eu mă ridicam, plecam și el se holba la cracii mei. Și-au tăiat tot. Tot. Pe bune? Hai, nu te necăjic, o să mai fie ocazie. Am muncit 3 ani de facultate și 2 de master ca să fac figurație specială în căcatul lor de film? Băi, dar era scenariul ăla perfect. Și-au tăiat tot. Ca așa fac regizorii. Minimaliștii lupește când îi apucă pe ei marea creație. Sigur, filmul acum e nașpa că te-au tăiat pe... Bă, dar ești chiar nesimțită! Dacă nici cu voi nu mai pot să mai vorbesc, gata, să mai vorbesc și gata. Tu nu! Iulia, du-te tu și-mi pacu. Te rog. Cam asta trăiesc eu de 5 ani, Velu. De când tu te-ai dus să cumperi o pâine și ai dispărut ca măcar un ceață. Da, acum am venit. M-am întors. Sunt alături de tine. Mamă, ce bine arată asta! No! Hei, ce faci? Era o emisiune mișto! Toate proastele ajung dive! Și noi astea cu școală de actorie suntem tăiate la montaj! Eu nu l-am iubit pe boul ăsta de Ștefan. Înseamnă că nimeni din lumea asta nu l-a iubit. Ca zis de acum 10 ani. Eu cu tine stau o noapte, 2 pe săptămână. Iar eu am zis da. Cu ea fac Crăciunul și cu tine Revelionul. Am zis iar da. Cu ea merg la Tenerife, iar cu tine petrec un sejur de 2 zile la hotelul Eden din Frecăței. Iar eu, în loc să-i crăp capul, am zis iar da. Și-a părut asta mică. Am mers la spital la Viena. Doctorul de acolo ne-a dat speranțe, iar el, fericit,
A zis gata. Se desparte de ea. Și l-am crezut. Dar acum nu mai pot. S-au umplut toate paharele. Doamne, Doamne, ce proastă am fost. Da. Ai greșit. Și tu mă judeci. Nu te judec. Îți spun doar că ar trebui să-ți vezi de viața ta. Să-ți găsești un bărbat. Și unde să găsesc eu un bărbat, Ioana? Când eu stau toată ziua cu mâna pe telefon să văd dacă mă sună sau nu mă sună asta. Că dacă mă sună, du-te și fă duș, epilează-te, parfumează-te, dă-te cu cremă pe corp, că na, lui îi place crema pe corp, schimba șternutul, pune șampanie la rece. Și n-ar fi mai bine dacă ai avea un soț? Unul normal, de vârsta ta. Să-l aștept seara acasă, să-i dai o ciorbă, o tocăniță, să vă uitați la un film. Ștefania o să fie bine. Operația o să fie un succes. Și o să am tot eu grijă de ea, că trebuie să plătească pensia alimentară. Da. Ar fi bine. Dar tăticu. Nu pot din cauza lui tăticu. Ce-i cu tăticu? Părea un om normal. Tata? Om normal? Tata ar răsturna pământul cu curul în sus dacă ar afla că eu sunt amantă. Păi și ce știe? Că suntem logodiți. Că m-a cerut și că așteptăm nunta, care nuntă nu o să fie niciodată. Mă duc să văd ce face Ștefania. O să găsim o soluție. Bine? Ștefania e foarte rău, sună la sănătate. Nu cred. Din nou la spital, m-am săturat de spital. Stai, ușor, ușor. Mergem la baie, te speli pe față, repede, hai, hai. Hai, trebuie să-ți revii. Ce? Ce? Același bărbat minunat. Care m-am îndrăgostit acum 25 de ani. Aceea femeie inteligentă de care m-am îndrăgostit tot acum 25 de ani. Da. Știi, mă gândeam, după Paști, poate mergem... Merg la Paris, să mergem la Paris, e săptămâna modei și mă gândeam că... După Paști? Mi-ar fi plăcut tare mult să merg de la Antrap. Chiar mi-a plăcut să hoinărim amândoi prin Paris. Numai noi doi. Ca doi îndrăgostiți, iremediabil. Dar ai treabă. Da. Da. Exact. Să nu uiți să-ți încarc cardul. Ma, de ce da? Bun, nu pentru asta am spus, nu asta. Adică nu... Știu, da, o femeie sofisticată costă. E, nu, răspunde. E. Da. Mm-hmm. Am înțeles. Bine, hai că vorbim la birou. Vine acum. Am spus că vorbim la birou, da? Ia uite, mă răspunde atâta timp. Înainte de 10 să nu mai sune, dar eu vorbesc, eu aud. Mi-ai spus ceva? Nu, nimic. Ai fost marți să semnezi contractele? Da. Totul bun? Așa pare. Mamă, e incredibil cât tu pe oare fetița asta. Ia uite, ea e. Cine ea? Aia mică, amanta lui tata de ieri. Fugi, mă, de aici, ce ochi de căprioare are. Se vede că nu te pricepi la femei. E posibil, dat fiind că nu m-a luat nimeni până la vârsta asta. Da, e, uite. Mi se pare că m-a mai văzut undeva. Și ce naibii e? Stai puțin, o cunoști pe fata asta? I-am turtit savarina ieri.
I-ai turtit Savarina. Nu te gândi la prostii. E o expresie. M-am gândit eu, da. Deși e bine făcută. E. Ia uite cum calcă. Mamă, mamă. Mergi de curvă, poți de curvă. E o copilă. Nu vezi? E o copilă. Copilă? Ai văzut o copilă cu ochi de căpioară? Da. Da, chiar am văzut. Nu cred că Ștefan are ceva cu fata asta. Aș pune un pariu cu tine, dar ești bugetar, domnule procuror. Mâine îmi vine din Germania mașina pe care am dat 40.000 de euro. 40.000 de euro? Da. Ai jefuit vreo bancă? Nu. Am făcut un leasing. Da. Da, uite, dacă vrei, eu pun la bătaie mașinuța mea de bugetar Holtei. Iar eu îți dovedesc că micuța e curveștină de prima clasă. Dacă nu-mi răspunzi la telefon, dacă mă lași ca pe o prostă singură și disperată la spital... Dar nu-i prima oară când mergi la spital. Poate să-mi ia și dracu pe mine, nu? Te rog, te rog, te rog, liniștește-te. Te iubesc de nu mai pot. Ești femeia vieții mele, Brândușa. Dar nu pot trăi așa. Lasă-mă să am grijă de copilul nostru. Se pare că e foarte grav. Am fost la spital și nu e mai grav ca altă dată. Dar dacă vrei să scapi de mine, zi! Zi și te ajut eu! Mă rog, de data asta, jur că mă rog! Să mai scrie! Odată, cu teatrul ăsta ieftin, gata! Gata! Nu-ți mai bate joc de mine și de copilul nostru! O să mă omor! O să mă omor ca să scapi, să nu mă mai doare! Hai, liniștește-te. Spală-te un pic pe față, te rog, și ne vedem la spital. Stai că vin și eu. Mai am o treabă înainte. El mai are o treabă. Întotdeauna el mai are o treabă. Grav, să știi. Am vorbit cu tata, am format o echipă. Putem să ridicăm elicopterul oricând. Doar că avem nevoie de bani. Banii nu sunt o problemă, are taică-sul. Ioana, banii trebuie să fie în cont, înțelegi? Sau măcar o dovadă că s-au trimis. Oamenii ăia de la Viena nu ne pot primi pe ochi frumoși. Știu. Încerc să dau de el de azi dimineață. Păi și unde e? De ce nu e aici cu ea? Nu știu, Robert. Nu știu. Te rog frumos, fii lângă mine. Te rog. Iartă-mă. Are puls, are puls. Vă rog o salvare pentru domnișoara s-a aruncat și are puls. Ce să dăm o ceapă, te rog. Foarte bun.
Să vezi cum sunt cheftele. Lasă-i bun. Bun? Sunați pe Brândușa. Ce mai mai? Sunați pe Brândușa. Ai văzut-o eu, ți-e dor de ea? Sunați pe Brândușa. Acum! Mamă, iar vede ceva, sună. Dă-mi telefonul. Dar ce sunt eu, sclava ta, să dau eu telefonul? Ia să tași în gură, dacă eu te-am făcut pe tine, nu tu pe mine. Așa, așa. Terminați odată, mă, terminați odată și dați odată telefonul ăla. Da, 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 telefonul ăla. Ia uite-mă. Uite-mă cine aduce telefonul. Doamne, limanul celor învinovați. Doamne, Iisuse Hristos. Ajutorul celor fără de ajutor. Nădejdea celor fără de nădejde. Limanul celor învinovați. Doamne, Iisuse Hristos. Nu răspunde. Lasă că răspunde. Vede că ai sunat și răspunde. Mai sună o dată, mai sună o dată. O fi cu aia mică și... Nu răspunde. Și te rog eu. Deci, celor fără de nădejde. Limanul celor înviforați. Iisuse Hristos. Păi, dacă mi se întâmpla, mie eram în avion direct. Tu nu înțelegi că nu mă las ai mei? Să fii selectată la o școală de fotografie din Milano? Ești nebună? Întâi trebuie să dau examen. Păi, o să dai, pe bune! Iris, lumea a evoluat. Acum te duci cu low cost-ul la Milano ca la Vaslui. Fii atentă. Știu eu o agenție de turism pe aici. Mergem și întrebăm cât costă. Ce zici? Și cum plec eu de acasă? Nu știu, zicem că vii la mine să învățăm sau abar n-am. Vorbesc eu cu taică tu dacă e cazul. Zi, da? Bine, mergem și să întrebăm ce oferte au. Bine, 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 bine. Iulia... Mergem la Milano, băi, mergem la Milano. Stai mă că nu știu dacă mergem, adică nu știu dacă... Mergem la Milano. Hai mă, Iulia. Prietena mea a fost selectată să susțină un interviu la școala de arte din Milano și am vrut să știm cât costă cazare, drum, tot. La Milano? Mm-hmm. Imediat vă fac câteva oferte. Și să nu coste o avere, că nu stăm bine cu banii. Imediat. Să vedem ce oferte avem. Da. Nu vrea... Dar se poate, mama, așa ceva? Așa ce... Iar ai scos bani de pe card și nu-mi spui nimic? Mamă, zic că nu vă mai interesează de mine și mă descurc. Dar nu mai pot să-ți acopăr cheltuielile extravagante. Și la urmă, ce faci cu toți banii ăștia? Ce faci? Mă duc la gagici. E bine? Așa vorbești. Avea dreptate, taică tu. Trebuie să faci ceva cu viața ta la urmă. Așa. Cum spuneam... Ofertuțile. Da, mai bine să vă întreb altfel. Ce buget aveți? Păi, nu am. Adică, pot să fac rost de... Cât mai mic. O să facem rost. Știți, părinții sunt duși cu capul. Mă rog, nu o lasă să meargă la Milano. Păi, da, de ce nu spuneți așa? Oh, azi comunic și cu colega mea. Katia? Imediat, Eva. Șefa. Și vedem ce putem să facem. Ea decide. Eu rezolv. Nu, ce să zic? Ar fi un vis prea frumos. Găsi pe Tasu? Nu dau nici de el, nici de maica-sa, nici de nimeni. Hai mă, Ioana, fă ceva, nu sta cu telefonul ăla în mână degeaba. Copilul ăsta chiar nu are pe nimeni. Ia. E șur din găzivite. Ia.
sunt niște proceduri, de. Mă uit la tine și nu-mi vine să cred. Ce? O iubesc, Margaret. O iubesc mult. Și mi-am asumat responsabilitatea să am grijă de ea. Ceea ce tu n-ai făcut în viața ta. Nu ți-ai asumat nicio responsabilitate niciodată. Așa că îți interzic să mă judeci. Tu îmi interzici mie? Da. Da. Îți interzic în calitate de frate mai mare. Și oricum nu ești tu procurorul meu de caz. Ce te uiți, Mașa? E ceva în neregulă? Da. Ce? Mă uit la un om pe care nu-l mai recunosc. Ești fratele meu, dar să ai o viață dublă, 10 ani de zile. 10 ani de zile. Incredibil. Incredibil, adevărat. De ce? Că nu înțeleg. Păi nu înțelegi că tu n-ai cum să înțelegi. Eu mi-am trăit viața, mă. Am băgat în viața cu totul. Și viața e ca un malaxor. N-am mai putut să ies. Da. Și ai ajuns în arest. Marele Ștefan Oprea. Cum m-au băgat, așa o să-mi și dea drumul. Eu nu sunt vinovat, mă, n-am omorât-o eu. Măcar dacă aș găsi un martor care să te fi văzut ieșind din bloc când s-a aruncat fata aia. Și pleci pe loc. Și cum dovediți voi asta? Nu suntem atât de nebuni să acționăm fără probe certe. Oprea Ștefan. Ești reținut pentru 24 de ore cu propunerea de arestare preventivă în cazul Zamfir Brândușa. Dar nu este, domnișoară, dar nu înțelegeți că... Dar, domnișoară, dar ce Dumnezeu faceți? Iertați-mă, dar... E în regulă, mă ocup eu. Dar chiar vă rog. A, mă scuzați. Ce vrei? Să vorbesc cu Ștefan. Ia loc. Nu am timp să iau loc. Ia loc, am spus. Este foarte urgent, nu răspunde la telefon, nu dau de el nicicum, trebuie să... S-a întâmplat că trebuie să vorbesc cu el. Tata e ocupat cu nevastă sa. Adică cu mama mea. Sau cu vreo altă amantă, că oricum nu se oprește niciodată la una. Poftim? N-am timp să vorbesc despre asta. Ei, uite că eu am foarte mult timp. Și tu ai foarte mult tupeu. Vă știți de mult? Termină cu prostiile, trebuie să dea banii. Vrei bani. Deci de asta ai venit aici, pentru că vrei bani. Mă, și eu care credeam că ai venit aici pentru că ți era dor de el. Din câte știu, azi noaptea a dormit acasă. Te rog, ascultă. Toată treaba asta e doar o mare, mare neînțelegere. Da, mă, e normal că e o mare, mare neînțelegere. Altfel nu ne-a fi întâlnit, nu? Deci tu ai venit aici pentru că vrei bani. Da. Îți dau eu bani. Cât vrei. Ca să te culci cu mine. Înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor, dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-ai ales albastru. Gânduri lăsate prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de vară, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de rând. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul perechi.
veche. Dar noi ne-am promis că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Văzut de la spate. Poate, 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 pentru altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi.